Ea este sora mea mai mică, Eden. Avem foarte multe videouri în care fac fix introducerea asta și se observă cum nu mai e atât de mică. Ea e maica mea. Din ea am ieșit la un moment dat, deși acum sunt de două ori mai mare ca ea. Bună, sunt Eden și am 15 ani. M-am născut în București, acum 51 de ani. Am stat în România până pe la 23 de ani, apoi vreo 7-8 ani am stat prin Israel, apoi m-am întors în România și am stat până acum 3 ani și de 3 ani sunt aici. 13 ani? 51 minus 7, minus 10, sau 41 de ani. 3 ani? Aproape 3 ani. De ce mi-e cel mai dor? Nu pot să zic că mi-e dor de România deloc acum. Pentru că o am pe mama cu mine, am copii aproape toți cu mine. Cel mai dor îmi este de prieteni și familie. Mai e fratele meu în România, cu familia lui, dar mulțumit, datorită internetului, putem să ne vedem oricând, putem să ne auzim, putem să... Nu mai simți dorul așa. Cel mai mult îmi place la UK este cerul. Poți să vezi toate stelele și norii. Cel mai mult în UK îmi place nivelul de trai sau poate nu e bine spus, poate faptul că nu simt stresul care îl simțeam în România. Pe care? Pe care îl simțeam în România. Nu simt stresul pe care îl simțeam în România. Care stres? Nu știu, eram stresată rău de tot, mi-era frică de ziua de mâine. Nu știam ce o să fac a doua zi ca să aduc tot ce aveam nevoie pe masă sau în casă sau... Da, eram foarte stresată și speriată. Tranziția. Mamă, dar ce întrebări îmi pui. Grea, dar a devenit ușoară cu timpul. Mutarea din România în Anglia. Tranziția, da. A fost bruscă și foarte binevenită. Când m-am mutat în Anglia, am decis că trebuie să mă refac, să mă vindec cumva, să-mi vindec sufletul și atunci am reușit cumva să-mi scutur de pe umeri toate, orice alte responsabilități, dar de fapt le simțeam ca griji. Era stresul despre care ziceam probabil și am reușit să fiu eu cu mine și am reușit să admir ce era în jurul meu, să mă bucur de viață, să mă bucur de flori, de păsări, de orice. Ce limbă vorbești acum mai mult, pe durata unei zile, să zicem, sau într-o săptămână, per total? Vorbesc mai mult engleză. Ok. Can you speak some English with me? Sure. How's your English? It's alright. It's alright? What's with the accent? Don't know. A fost emoționant, dar... N-a fost greu pentru că am ales să fac asta cu tot sufletul, în fiecare secundă. Nu mi-a fost frică, am fost ca un copil mic, ca un bebeluș care nu e frică de, pe căruia nu e frică de nimic. Așa am fost și eu când am venit aici. Și am ales să-mi placă orice. Nu știu ce să zic. Cu o educație mai bună? Cred că cel mai mult vorbesc limba engleză, chiar dacă vorbesc cu mama și cu Eden în română, vorbesc cu partenerul meu în engleză și vorbesc la serviciu în engleză, să... Deci... Te-ai întoarce în România acum? Nu. Deci ești englezoaică? Da. Trebuie doar să mă fiu blondă și să am ochi albaștri. I love Romania. Îmi place. Iubesc România. Iubesc România. Sunt mândră că sunt româncă, spun tuturor că sunt româncă, nici nu aștept să-mi zică ceva, eu spun dinainte totul. Dar în momentul ăsta mi-am găsit oaza mea de lumină aici. Depinde de oamenii cu care ești înconjurat, depinde de mai multe lucruri. Și acum în România nu cred că mai e ceva pentru mine în momentul ăsta. Nu e din cauza țării, din cauza mea în momentul ăsta. Eu aleg să fiu aici. You can just wave the camera now. Say goodbye. Bye.